se bagă bani în el. Dacă îl întrebi, dom'le, dar de când te pricepi tu la sănătate? Sau, mă rog, nu știu, ai vreo legătură? Nu, dar eu am venit să fac reforme. Reforme însemnând să le facă dosare penale la medici, să transforme totul la privat, să trimită pacienții din România în străinătate. Da, oamenii ăștia au un program de distrugere, de haos. Cei din 97-2000 nu știau, săracii. Dar mi-a fost rău atunci, probabil că acum ne va fi bun, mai rău. Bun, atunci se întâmpla așa pentru că ei nu știau, iar acum, practic, sugerați că se întâmplă cu program. Este un program clar și, repet, aici acum eu fac diferență. Adică uitați-l pe domnul Cioloș, care a apărut în România din neant, a devenit comisar european, aici domnul Băsescu ar trebui să ne spună ce legătură a avut cu România, că nu, pentru agricultura românească n-a fost mai bine cu Dacian Cioloș. A reapărut ca premier și ar trebui să ne spună domnul Iohannis, de fapt Rareș Bogdan știa înainte de colectiv și înainte ca eu să-mi dau demisia că o să fie Cioloș prim-ministru. Domnul Voiculescu, care câțiva ani a dispărut prin Austria, zice că a fost cu Rareș Bogdan știa, trebuie, dați-ne amănunte. Nu, dar cred că e o informație pe care noastră ați dat-o de multe ori. Cam cu 3 săptămâni înainte de colectiv, Rareș Bogdan știa că urmează să vină Dacian Cioloș prim-ministru. Da, nu cred că știa că se va întâmpla colectiv. A, sper că nu. Se sizez o nuanță aici. Sper că nu. Păi nu, nu am adică, asemenea informații. Nu aveți, dar e foarte grav. Dar mai vreau să spun ceva, dincolo de chestii, știți? Dincolo de polemica politică, vreau să spun un lucru. Da.